Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi și l-avem invitat pe domnul senator Radu Oprea. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Se discută zilele acestea despre o eventuală revenire la starea de urgență, mai ales în contextul în care, iată, avem astăzi 555 de cazuri de coronavirus. Sigur. Este posibilă, vedeți posibilă o revenire la starea de urgență, având în vedere creșterea din ultimele zile și iată recordul atins astăzi? Cred că certitudinea este că niciun român nu-și dorește o revenire la starea de urgență. Și atunci probabil că ar trebui să fim mult mai responsabili și să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanțarea fizică, adică acele lucruri care teoretic ar trebui să fie foarte simple pentru noi. Se pare că nu sunt atât de simple, dar nu cred că ar trebui să facem acest efort pentru că vedem cifrele și recunosc că eu personal sunt îngrijorat văzându-le. Sunt prahovean, sunt ploieștean și avem un număr care crește semnificativ și în Prahova, și în focare izolate, dar și cazuri izolate care arată că există o transmitere comunitară. Atunci cred că singura soluție pentru a reuși să avem grijă de sănătatea populației, dar în același timp ne trebuie și echilibru referitor la relansarea economică. Adică trebuie să putem să și trăim, și e vorba de sănătatea populației, de sănătatea economiei până la urmă. Păi și care primează? Întotdeauna primează sănătatea omului. Asta este cu certitudine, sănătatea omului este cea mai importantă, dar activitatea economică trebuie să continue și avem modele. Ne uităm în Germania. Lucrurile pot funcționa dacă știm să facem lucrurile cum trebuie și cred că o responsabilitate foarte mare o are guvernul pentru că nu au făcut legile, nu au făcut legislația, normele, ordonanțele de urgență cum trebuie. Asta ne-a spus Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu ne-a spus respectați sau nu respectați, nu au intrat în aceste amănunte. Au spus doar că ce a scris guvernul în lege a dat naștere la abuzuri, a creat posibilitatea de a fi abuzuri. Deci spuneți că și atunci din cauza legea, legislației deficitare odată, al doilea lucru este lipsa de încredere în autorități, lipsa de încredere în guvern și aici deja sunt exemplele extrem de cunoscute, celebra poză din guvern din cabinetul premierului, unde sigur că ne-am văzut fumând, bând, dar nu acesta era cel mai important lucru. Am văzut și la PSD acum. Nu, acesta era cel mai important lucru. Cel mai important lucru este că acea poză este dintr-o perioadă în care aveam enorm de multe amenzi foarte mari, când trebuia să purtăm masca și faptul că nu poartă mască în interior într-un birou, în biroul premierului, arată cetățenilor din România că lucrul acesta se poate. Dacă pentru ei se poate, de ce să nu se poate și pentru noi? Acesta este raționamentul bănuiesc al foarte multora dintre români, atunci când sondajele, când cercetările sociologice arată că există o mare neîncredere în guvern. Apoi sunt cazurile cunoscute cu ministrul mediului, da, mare adunare populară, 100 de persoane și vine și explică e greu să porți masca pentru că e cald. Nu este un răspuns, cu siguranță nu este un răspuns care trebuie să vină din partea unui ministru. Responsabilitatea, mesajul pe care îl transmit, puterea exemplului, dacă doriți, sunt lucruri care trebuie să vină dinspre guvern către români și dacă lucrul acesta nu s-a întâmplat, evident că atunci totul este permis, totul este apropo posibil. Apropo de puterea exemplului, este un caz discutat, da, în ultimele două zile despre cu cei doi deputați PSD care la fel nu au respectat regulile impuse de acea locație și da, am din păcate, în PSD încă nu s-a luat o decizie în privința celor doi. Ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, vă întreb în calitate, iată, de senator, de parlamentar, această atitudine e o atitudine... Personal, eu am fost dezamăgit de atitudinea celor doi colegi din Parlament. Cred că responsabilitatea, cu atât mai mult cu cât sunt parlamentari, ar fi trebuit să fie un cuvânt cheie pentru ei. Și ar fi trebuit să poarte mască când au intrat în... Da, ar fi trebuit să respecte legea, evident, așa cum o facem cu toții, sau cum ar trebui să o facem cu toții. Au primit amendă,
probabil că nu e suficient, poate ar trebui să-și ceară scuze public, eu așa aș fi făcut în locul lor. Înțeleg că există și o contestație și o întreagă, dar am văzut și eu imaginele, cum le-ați văzut probabil și dumneavoastră și telespectatorii și cititorii pe SNews. Nu sunt foarte multe lucruri de comentat. Eu cred că ar fi trebuit, să-și ceară scuze deja. Dar PSD ar trebui să... Am văzut că PSD, deja prin vocea purtătorului de cuvânt, s-a delimitat de această situație. Cred că e o chestiune izolată. Nu este un mod de a fi al PSD. Asta cu certitudine. Nu caracterizează PSD-ul. Discutam la început despre starea de urgență. Dacă e posibil să revenim la astfel de stare, ar mai rezista însă România la încă o stare de urgență? Ascultam astăzi declarațiile unui profesor universitar de la Babeș-Bolyai din Cluj și care vorbea despre starea de oboseală care deja a intervenit a populației. Probabil că ar fi destul de greu de acceptat o stare de oboseală, dar vedeți, guvernul a venit cu legislația pe care tot Curtea Constituțională a spus că trebuie să fie dezbătută și votată în Parlament pentru că este o legislație privitoare la drepturile cetățenilor. Și atunci când vorbim despre restricționarea lor, cu certitudine Parlamentul este cel care trebuie să voteze o astfel de lege. Au trecut 12 zile. Așa cum au trecut cele 3 zile, celebru vid legislativ, am spus noi zilele prostiei PNL, de la starea de urgență la starea de alertă. Sunt dezbateri, nu mai suntem în stare de urgență, nimic nu este transparent, deja organizațiile neguvernamentale au luat atitudine și au spus ce este acolo, este incredibil, nu poate fi o astfel de lege pentru că ne duce spre totalitarism, spre bunul plac al unor indivizi care ar trebui să aplice legea, dar nu-i nimic clar. Vom corecta această lege în Parlament, dar nu poți să o faci 10 ore, în 3 ore, în 2 ore, pentru că nu mai devine nimic serios. Chiar lucrurile acolo trebuie analizate foarte bine. Avem nevoie de dezbatere cu organizațiile neguvernamentale, au cerut acest lucru și știu că deja au fost invitate în comisiile parlamentare. Asta este necesar, să avem o lege bună, o lege care să fie aplicabilă, astfel încât să nu mai poată fi contestată la Curtea Constituțională, nici de către Avocatul Poporului, da, sau alte persoane, și să nu mai nască abuzuri. Din punctul meu de vedere, aici a fost principala problemă și a ordonanței privitoare la amenzi și a celorlalte unde, asupra cărora s-a pronunțat Curtea Constituțională, că au dat, nefiind clare, nefiind definițiile și cazurile foarte bine explicate când pot să aplic o amendă, au dat naștere la abuzuri. Vă dau un exemplu. În Prahova este deja celebru cazul unui pensionar dintr-o comună, căruia i-au scăpat oile din curte. S-a dus să le recupereze, a intrat în curtea vecinului, a venit polițistul și l-a amendat cu 15.000 de lei. Pensionarul având o pensie de 700 de lei. Da, evident că niciodată în viața dumnealui nu va avea resurse să plătească o amendă de ce, dar este disproporționată. Da? Proporționalitatea coerciției, amenzii, ar trebui să fie clară, e unul dintre principii. Nu s-a respectat. Nefiind clar definit. Vedeți, dumneavoastră, PNL nu recunoaște această incapacitate a lor de a redacta un act normativ clar și aplicabil și au început să dea vina pe Curtea Constituțională, pe oricine altcineva, numai pe ei nu. Lucruri care, în mod normal, într-un stat de drept, într-o democrație, nu sunt de admis. Nu ai voie să critici deciziile Curții Constituționale, pe acelea le aplici. Schimbi legislația în conformitate cu. Adaptezi legislația la ceea ce a spus Curtea Constituțională. Bun, deci nu o stare de urgență. Au evoluat lucrurile în sensul în care avem 555 de cazuri. Care ar fi soluția acum pentru ca numărul să nu crească? Cel mai simplu lucru pe care îl spun toți specialiștii este purtatul măștii, spălatul pe mâini și distanțarea fizică. Și ce ne facem dacă respectăm aceste, dacă respectăm aceste trei lucruri, cred că am putea să avem o evoluție foarte bună, o lege bună, aplicabilă, poate să vină și cu măsurile de restrictive necesare. Dar, repet, era rolul guvernului, al guvernului PNL, care sunt de 8 luni de zile puterea executivă, trebuiau să vină deja cu acest proiect legislativ, pentru că au acces la informații.
le-am cerut în Parlament întotdeauna să vină să prezintă acel raport, acea analiză de risc, conform legii. N-am cerut nimic în afara legii și n-au făcut-o. PNL, pentru a nu știu câta oară în ultima perioadă, nu respectă legea. Se ascunde numărul de cazuri de coronavirus? Eu cred că acele informații care sunt comunicate de la celebrul grup anonim de comunicare strategică, pentru că nu știm cine face parte din acest grup, cel puțin oficial. Sunt colegii de-ai mei care au reușit să identifice câteva dintre persoane. Dar sunt informații care nu sunt concludente. Se comunică numărul de teste și nu se comunică numărul persoanelor testate. Eu personal am făcut 4 teste. Într-o zi? Nu, normal că nu într-o zi, într-o perioadă de timp. Și dacă se raportează toate testele, nu este concludent câte persoane am testat. Vedem că acum în Grecia, la intrarea în vamă, sunt raportate mai multe teste decât a testat România până acum. De ce n-au lăsat-o pe doamna Gabriela Firea să testeze? Cu cât testăm mai mult, cu atât știm mai mult. Că e logic, e simplu și ar fi trebuit să avem informații mai multe. Să știm. Cred că am fi putut să luăm și măsurile de relaxare economică și măsurile de repornire economică mult mai ușor dacă am fi știut și dacă am fi testat. Nu am testat. Deși Organizația Mondială a Sănătății a spus clar, testați, testați, testați. De aceea, dacă ne uităm la cifre, constatăm că sunt zile în care au fost testări foarte puține și raportat un număr foarte mare de infectări și zile în care au fost testări foarte multe și raportat un număr foarte mic. Nu am mai înțeles dacă cumva acele cifre veneau cu numărul de îmbolnăviri proporțional cu deciziile politice care trebuiau luate sau nu. O lipsă de transparență. Asta am acuzat guvernul, că nu vine și nu prezintă, odată analiza de risc și raportul în fața Parlamentului, și nu comunică acele informații corecte, astfel încât să putem să luăm decizii în cunoștință de cauză. Vă dau un exemplu, ca să fiu iarăși ușor înțeles. Sunt județe unde numărul de îmbolnăviri este foarte mic și au fost aceleași măsuri de luate ca în toată țara. Nu ar fi bine să procedăm ca în celelalte state și să luăm măsuri locale, de carantinare locală acolo unde sunt focare? Alt lucru pe care nu l-a făcut guvernul. Direcțiile de sănătate publică, care ar trebui să facă acea cercetare epidemiologică, au rămas cu același număr de oameni. Insuficient, nu le-au alocat resurse. Deloc. Se plâng toți șefii de direcții de sănătate publică, mă, nu știu dacă o să o facă oficial, că au fost numiți de PNL. Dar cu certitudine, dacă discutați în particular cu ei, vă vor spune acest lucru, că nu au resurse suficiente. Cum să facem cercetarea epidemiologică dacă nu avem suficienți oameni? Și vedeți că numărul de cazuri este mai mare. Poate că dacă ar avea DSP-urile resurse suficiente, am putea să aflăm mai repede și am putea să izolăm. Și încă o greșeală foarte mare, și cu aceasta mă opresc pe acest subiect, asimptomaticii în România erau obligația de a se interna. Știu foarte multe persoane, am vorbit cu foarte mulți ploieșteni, care îmi spuneau, mă, mi-aș face un test, dar mi-e frică. Pentru că dacă cumva sunt pozitiv, obligatoriu intru în spital. Și atunci, o persoană care are simptome ușoare, de foarte multe ori în ultima perioadă, au ezitat pentru că erau siguri că vor fi internați și le-a fost frică de acel lucru. Și poate că sunt pozitivi și circulă liniștiți printre noi că nu s-au dus să facă un test. Dacă persoanele asimptomatice, ca în alte țări, ar putea să fie în izolare, acasă, sub directa verificare a medicului de familie sau altor medici, poate că lucrurile ar sta altfel astăzi în România. Bun, au fost mulți și care au plecat din spitale zilele acestea, cel puțin după decizia CCR. Nici așa nu e bine. Dar să știți că medicii au un drept, au dreptul de a spune dacă pacientul este vindecat sau nu, să recomande pe semnătura lui. În general, din câte am văzut în presă, au plecat cei care sunt asimptomatici
și poate că au considerat că în acasă pot să stea în izolare, astfel încât cu responsabilitate să nu infecteze și pe ceilalți membri ai familiei. Anul acesta însă avem și un an electoral în care vom avea două serii de alegeri. Vom vedea dacă vor fi organizate. Am înțeles, astăzi s-a stabilit, Parlamentul a stabilit 27 septembrie pentru alegerile locale. În acest context, mai vedeți posibilă organizarea alegerilor pe 27 septembrie? Data alegerilor a fost stabilită de către Parlament. Ieri am votat în Senat 27 septembrie, probabil că astăzi este și votul în Cameră. Vor fi alegeri cu atipice din punctul de vedere al campaniei electorale. Ceea ce știam să facem și mie personal îmi plăcea cel mai mult, pentru că dialogul cu oamenii, contactul cu oamenii, schimbul de informații, acest lucru mă încarcă întotdeauna cu energie pozitivă și reușesc să aflu foarte multe informații de la ei. Nu va mai fi posibil, cel puțin pe mergând în spații închise. Poate că fiind vară, toamnă, vom reuși să fim mai prezenți pe stradă, în parcuri sau în alte zone deschise. Dar foarte mare responsabilitate. Dacă păstrăm distanțarea fizică, dacă avem grijă și ne spălăm pe mâini, dacă vom purta și mască, atunci când avem... Eu cred că nu. Sunteți candidatul PSD la Primăria Ploiești? Da, organizația municipală Ploiești a stabilit acest lucru prin vot. Mai sunt câțiva pași de făcut, adică și biroul organizației județene trebuie să aprobe candidatura și apoi când va fi momentul de depunere candidaturii. Dar organizația municipală din Ploiești s-a pronunțat. Cum vă pregătiți atunci pentru campanie? Că ați spus, va fi o campanie atipică, practic nu vom mai vedea acele strângeri de mână și întâlniri cu cetățenii. Cum vă pregătiți pentru campanie? Întotdeauna mesajul este extrem de important. Eu cred în lucrul acesta, în programul de guvernare locală pe care îl ai și pe care ți-l propui și felul în care reușești să răspunzi problemelor pe care oamenii le ridică. În Ploiești sunt câteva probleme foarte mari, dar de departe, pe primul loc este poluare. Și în măsura în care poți răspunde unei astfel de provocări, da, ai șansă să răspunzi nevoilor cetățenilor. Al doilea lucru este curățenia. Din păcate, astăzi Ploiești e un oraș trist, e un oraș murdar, e un oraș fără identitate, fără viață și se poate retrezi la viață. Poate să fie pus din nou pe hartă. Era cunoscut ca orașul Aurului Negru, prima rafinărie din lume. În 1857, frații Mehedințeanu la o aruncătură de băți de Ploiești. De acolo a fost și Bucureștiul iluminat, primul oraș iluminat cu gaz lampan din lume. Deci suntem legați de petrol, de energie, suntem legați de... Și ar trebui să redevenim principalul hub energetic al țării. Și nu e un lucru foarte greu de făcut. Doar să-ți propui să faci acest lucru. Mă reîntorc la poluare, care este principala problemă a Ploieștiului, pentru că ne înconjoară trei rafinării care sunt active. Și altă industrie grea, pentru că suntem un județ, un oraș cu tradiție în zona aceasta. De cele mai multe ori am auzit pe toți primarii spunând că în privința poluării nu avem ce să facem pentru că nu este de competența primăriei, executivului. Sigur că sunt zone de poluare și factori de poluare care evident vin de la rafinării sau din alte activități industriale. Dar particulele de praf sunt unul dintre elementele, constituie unul dintre elementele care poluează. Să speli mai mult străzile, să faci mai multă curățenie, e simplu, e ușor. Poți să vii și să faci foarte multe lucruri în zona asta, dar n-aș vrea să insist foarte mult astăzi. Va fi un program prezentat. Știu foarte bine ce se poate face în acest domeniu. Și aș spune un singur lucru, Green Deal și nou cadru financiar multianual
și planul de relansare economică propus de Uniunea Europeană și care acum se află în dezbatere, reprezintă o șansă foarte mare pentru Ploiești. Pot fi extrem de mulți bani care îi putem lua pe fonduri europene. Veți avea și susținerea pro-România la Ploiești? Există discuții? Sau alte partide? Nu știu. Există discuții, n-am finalizat discuțiile. Da, discutăm și cu alte partide politice. Încercăm să coagulăm în Ploiești o alianță a stângii, a celor care sunt pe partea aceasta a eșichierului politic. Sunt în mai continuare, bune discuțiile în continuare, decât în continuare, la București, că aici am văzut că părerile sunt împărțite, ba nu vreau, ba vreau, dragoste cum Dasila nu se poate. Cum e destul de complicat să ajungem Ploiești la înțelegere în Prahova și în Ploiești dacă nu se ajunge, suntem aproape de București, 60 de kilometri. Influența Bucureștiului este mare. Ploieștiul are un mare avantaj și un mare dezavantaj prin apropierea față de București, pentru că este foarte simplu să ajungi la servicii de calitate dacă nu le împlăiești. Spre un restaurant cu un anumit specific, dacă nu le împlăiești, ai suit în mașină, ai ajuns imediat în București. În același timp pot fi făcute și mă întorc foarte multe lucruri în Ploiești pentru a crește calitatea vieții. Ca fost ministru al mediului, de afaceri, comerțului și antreprenoriatului, cred și am susținut lucrul acesta întotdeauna că această calitate a vieții în oricare localitate din România depinde direct proporțional cu calitatea spiritului antreprenorial, cu calitatea antreprenorilor care sunt în comunitatea respectivă. Avem servicii pe care le pune primăria la dispoziție, curățenie, spălatul străzilor, da, tot ce înseamnă întreținerea parcurilor, verdeața. Dar ne trebuie mai mult de atât. Trebuie mult mai mult de atât și cointeresarea, sprijinirea antreprenorilor locali, eu cred că este un lucru foarte important. Ai nevoie de servicii, ai nevoie de restaurante, ai nevoie de spălătorie, ai nevoie de saloane de înfrumusețare, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Ai nevoie de foarte multe lucruri ca să rămâi în localitatea ta. Toate acele lucruri care câteodată par mici, dar care îți fac viața mai bună. Bun, sunt multe de făcut din câte înțeleg de la dumneavoastră. Dacă mâine, da, mâine o să ajungeți primar, a doua zi, care va fi punctul de care vă veți ocupa? Curățenie este primul lucru care trebuie făcut în Ploiești. Deci la capitolul curățenie. Extrem de mult este de muncă în acest domeniu. E rămas în urmă 4 ani, e încremenit în timp, s-a așezat praful, s-au început să apară plantele, iarba, în crăpăturile trotuarelor. E enorm de mult de muncă în zona asta de a face curățenie în Ploiești, dar trebuie făcută. Nu vreau să las nediscutat și subiectul care a surprins Partidul Social Democrat și mă refer aici la anunțul făcut de Robert Negoiță, primarul sectorului 3, care a anunțat că nu va mai candida din partea partidului la alegeri. Cum ați primit vestea? Este ați opțiunea aflat de pe Facebook? S-a discutat în partid înainte? Eu am aflat citind știrile. Sigur, este opțiunea dumnealui ca primar. Ceea ce știu însă este că întotdeauna trebuie să fii extrem de conștient de faptul că iei o astfel de decizie, de faptul că votanții, alegătorii, nu uită. Ei știu întotdeauna ce le-ai promis, știu întotdeauna ce ai făcut, dacă te-ai ținut de cuvânt și te judecă. Deci credeți deci trebuie că va fi taxat pentru această ieșire? Votanții PSD au o anumită specificitate. Da, țin foarte mult la ideea de PSD și la ideea de social-democrație și de obicei taxează pe cei care pleacă. S-a discutat în PSD o eventuală susținere a lui Negoiță la primăria sectorului 3, chiar dacă el nu mai vrea discuțiile, PSD un alt candidat la sectorul discuțiile 3. Bănuiesc că sunt în continuare, știți și dumneavoastră că au loc discuții atât cu Pro-România și cu cât și cu alte partide politice. Rezultatele le vom afla în foarte scurt timp. 27 septembrie este aproape. Este aproape și vom vedea exact ce surprize ne va aduce această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.